Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi voi testa și explora partea electronică a unui mA de panou cu 5 cifre. Pentru început, să explorăm partea electronică, să desfacem acest mA din acest suport, nu înainte de a scoate cablurile. Să desfacem cu grijă, dacă reușim. Gata. Hai să vedem fața. Un afișaj LED cu 7 segmente de caracter, bineînțeles cu 5 cifre. Ce avem scris aici? 200V, 500V, 1M. Aici avem dimensiunea, probabil, lățimea și lungimea. Lungimea e de 43,5 pe 21 mm. De data aceasta am pus microscopul pentru a vedea mai bine componentele. Avem această sârmă din cupru pe post de șunt. Dacă se vede bine. Cei doi conectori, cel din stânga pentru măsurarea curentului, iar cel din dreapta pentru alimentarea mA-ului de panou. În serie, pe alimentare, avem o diodă Schottky, probabil S4, pentru protecția la alimentare inversă. Avem un condensator de 22 micro, probabil. Îmi place că, totuși, pe acest kit au scris pe cablaj denumirea componentei. În cazul condensatorului, probabil scrie valoarea, iar în cazul acelei diode, cum se numește, în cazul în care dezlipești dioda. Știi ce a fost acolo? Foarte interesant. Am dat puțin zoom ca să vedeți componentele mai bine. Aceasta de aici cu 3 piciorușe, 8233A. Nu am găsit date pe internet. Am găsit practic altceva, dar nu-mi dă rezultate că ar fi un stabilizator de tensiune. Dar eu tot cred că ar fi stabilizator de tensiune. Probabil de 3,3 volți. Altceva ce ar putea fi? Nu are cum. Aici avem o rețea de rezistoare în serie cu LED-urile de pe display-ul respectiv pentru limitarea curentului. Integratul acesta este necunoscut, nu scrie denumirea lui. A fost ștearsă, probabil un microcontroller. Și am găsit în lateral un integrat. Da, să văd dacă pot să vă arăt denumirea lui. Scrie BX5815. Tot ce am găsit despre acest integrat e că, teoretic, ar fi echivalentul convertorului analog-digital pe 24 de biți TM7707. Da, chiar îmi place că au scris denumirea fiecarei componente pasive în parte și active. Aici avem partea cu 0 point, scrie. În cazul în care trebuie să ne arate 0 mA pe ampermetru și nu ne arată, trebuie să facem scurt pe cele două zone. Între cele două zone. Pentru a se reseta, practic. Și avem mai departe. În partea aceasta avem un semireglabil, în cazul în care nu ne arată precis curentul cel avem de măsurat. În partea aceasta, o componentă cu 3 piciorușe, EA8, pe internet am găsit o informație și un datasheet că foarte probabil ar fi un integrat de tip referință de tensiune reglabilă și un regulator AZ432. Cam astea ar fi toate componentele de pe... Ia să vedem dacă sub afișaj avem vreo componentă. Nu, nimic. Absolut nimic. Înainte de a trece la măsurătorile practice, să vă arăt cum conectăm în circuit. În zona aceasta, unde avem conductoarele mai subțiri, se alimentează separat mA-ul de panou. Atenție, dintr-o sursă izolată galvanic față de zona de măsurare. Iar în zona aceasta se conectează mA-ul. Bineînțeles, modul de conectare în serie cu circuitul respectiv. Nu v-am arătat ce scrie pe aici, în chineză în mare parte, și avem un cod din litere și cifre, BY536A. Zona aceasta ne spune că putem măsura până în 999,99 mA, adică 1 amper. Și aici probabil la cât se poate alimenta mA-ul acesta de panou, între 4 volți și 28 de volți. Curent continuu, bineînțeles. Mai jos avem niște litere și cam asta e. Hai totuși să vă măsor cu șublerul, aproape 45 mm lungime, lățime fără acele zone, 25,8 mm și adâncimea cu tot cu ăsta sau hai să vedem aici, 17,3 mm cu tot cu acea zonă, 21,2 și cu tot cu acel conector cel mai lung, 26,8 mm. Mai departe,
să testăm practic acest miliamper metru de panou. Prima dată să vedem cât curent trage pentru alimentarea lui. Am alimentat la aproximativ 9 V. Se vede că ecranul este pornit, miliamperemetrul e pornit și trage aproape de 20 de miliamperi, 19,5 miliamperi. Cu oarecum ca referință am pus acest multimetru HT118A. Ia să vedem diferența între cele două, miliamperemetrul de panou și cu miliamperemetrul de pe multimetrul meu. 59,7 miliamperi. Iar se afișează tot prin zona respectivă. Ia să reglez la un curent mic, câțiva miliamperi dacă reușesc. Da, 2,2 miliamperi. Foarte bine. Văd dacă pot să scad mai mult. Nu pot. Nu reușesc. Oricum, afișează bine. Chiar nu-i rău. Creștem la peste 100 de miliamperi. 208,6 miliamperi. 208,209. E ok. Nu era. Și observ că nu clipește miliampermetrul, ecranul acestui miliampermetru. Și în plus se răspunde destul de repede. Timpul de răspuns e foarte bun. La urmă, la cât costă miliampermetrul acesta? O să mut acest multimetru pe amperi, că din păcate nu pot măsura mai sus de 600 de miliamperi. Pentru a vedea la un curent mai mare, ea spune că poate măsura până într-un amper, dar vreau să văd când depășește acel prag de 1 amper. Da? Se vede că s-a mutat virgula respectivă, punctul respectiv. Da? Se vede. 1 amper, 1,02 amperi. Afișează foarte bine. Da, nu crezi mai mult, că nu are sens. Și vedem că în momentul când scădem sub 1 amper, se mută virgula. 984 afișează asta, iar celălalt 980. În cazul acesta nu pot să am încredere că e chiar corect. V-am spus, mi-ar fi trebuit 1 mAh mai precis. Aici e doar o comparație în joacă. Hai să mutăm înapoi pe miliamperi. ...98 miliamperi. Sincer, chiar îmi place acest miliampermetru de panou. Am observat ochiometric faptul că actualizarea măsurării e destul de rapidă, adică acel refresh rate. Ar avea un singur, așa zis, dezavantaj, faptul că, da, cam costă ceva. E un pic mai scump. Dar, până la urmă, dacă vrei și precis și a măsura un curent mic, e și normal să coste atât. Să nu uit, miliamperemetrul de față am în vigoare să îl folosesc pentru refacerea unui tester pentru diode Zener și LED-uri. Cam aici să termin acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!